Ce bați-mă voi. Ce ne puteți spune despre incidentul de astăzi? Deci a fost un conducător auto întâmplător cu mașină cu roșie, SB01MK, ca să se cunoască, care a forțat trecerea prin mulțimea care era la un protest pașnic, care era și tăcut. Și nu mi se pare normal, pentru că eu de 4 ani scot autorizații de protest și mi se spune că beneficiem de protecția jandarmilor și a poliției. Nu înțeleg de ce nu a fost oprit. Data viitoare va intra în plin și ce o să facem? O să stăm să ne uităm la el, dăm curs la instigări. Deci e important să se știe că sunt proteste și că sunt pașnice și că nu e normal ca să vină alții cu mașina. Așteptăm să vină cu tancul, suntem lângă PSD, e normal, ei sunt de acord cu așa ceva. Asta înseamnă o coaliție majoritară parlamentară, asta înseamnă justiția pe care o promovează nouul parlament. Vă mulțumesc! Mersi!